Seria 5. Prima zi. Suntem la Parva, în județul Bistrița Năsăud. E gata, veni neamarin în sat. Din locul unde suntem, peste deal, sunt George Băi, peste deal, Năsăud. Dimineața! Domn primar, cu respect, Marin Barbu. Numele meu este Ioan Strugar, sunt primarul comunei Parva, o comună din nordul județului Bistrița Năsăud, aici la limita fostului Imperiu și limita cu fosta România Mare. Eu umblu de o viață după tradiții și obiceiuri, dar în ultimii ani, toți din jurul meu au ajuns la concluzia că ne pierdem tradițiile dacă nu suntem atenți. Așa că am plecat, cum zice românul, din casă în casă să vedem ce mai găsim. Există obiceiuri și tradiții, de exemplu, ce înseamnă partea de folclor. Ei, componenta asta se mai organizează, ce înseamnă conservarea altor activități. Lucrurile s-au schimbat între timp, sau se modernizează și lucrul ăsta nu totdeauna poate e bine, dar întotdeauna fac oamenii ceva să le fie mai ușor. Acum, uitându-mă la emisiunile dumneavoastră, numai să puteți dumneavoastră să ne ajutați cât avem de lucru. Cred. Doamne, mult avem de lucru acum, mai ales că ați venit cât mai mult de lucru. Da. Culmea asta, munților, sunt munții Rodnei. Da. Aici, intre Parcul Național Munții Rodnei, aici avem cea mai adâncă peșteră din România, peștera Tăușoare, care încă nu e exploatată. Și din coace avem o localitate cunoscută de toți, Coșbucu. Deci, da. Localitatea noastră e legată foarte tare de personajele lui Coșbuc. Da. Un frate de-a lui, un nepot de-a lui, toți au fost preoți la noi. Și ce avem încă comun iară cu literatura asta, avem pe Apostolul Bologa, dacă ați citit Spădurea Spânzulaților, da, lui Rebreanu, da. La fel face descrierea că Bologa era un avocat care stătea aproape de centrul satului, în Parva. Pentru că ne așteptăm să avem foarte mulți oameni cu... Pentru că am văzut ce vedete ne-ați adus aici. Aici facem. Ne gândim că acolo să facem și toată fața asta, să punem... Unde se face scenă? Din unde grămadă, lemnele? Dincolo de lemne avem un teren, unde putem asigura curentul și toată fața asta să fie... Să fie public. Publicul, da. Foarte tare. Dacă ne ajută Dumnezeu să nu plouă, ar fi perfect. Nu plouă, că ne-am rugat toți aici. Da? Și pe noi ne și ascultă Dumnezeu aici de pe munte. Să dea...